Bună dimineața! Spuneți-ne cum vă numiți și ce se întâmplă astăzi? Numele meu este Izabelle Ilinca Popescu, eu sunt îngrijitorul cetății sau unul din îngrijitorii cetății și astăzi va fi o confirmare în Biserica Evanghelică Luterană din Hărman. Pe scurt, asta înseamnă că un tânăr sau o tânără își renoiește legământul cu Dumnezeu. Acești copii dintr-o familie evanghelică luterană sunt botezați, dar nu ajunge, ci copilul când ajunge să judece, hai să-i spunem așa, deci să aibă gândurile lui și intențiile lui, are posibilitatea să adere la comunitate sau să se hotărască să nu adere la comunitate. Pentru asta se face pregătitor cu preotul nostru, se fac discuții, se învață cu adevărat, așa cum sunt orele de religie la școală, se învață despre cultul evanghelic luteran și copilul, tânăra, are posibilitatea într-o ceremonie, deci festiv în orice caz, să renoiască acest legământ, această promisiune de a fi creștin al cultului evanghelic luteran. Se face într-un cadru festiv, la noi tradițional, dacă se poate, în portul săsesc pe care îl purtăm de secole și încercăm să mai păstrăm tradiția și va fi foarte interesant pentru dumneavoastră să vedeți. Poate ați văzut deja în muzeu la noi acest port. Am văzut. Este un port de culoare deschisă cu broderii și fetița va purta un borten, se numește, care de fapt e un simbol al castității în momentul de față. Și care sunt... Vă rog. Spuneți. Care sunt etapele? Așteptăm o să vină? Da, ei vor veni, deci în momentul de față sunt în parohie cu preotul nostru, cu părinții, cu nașii și va exista și acolo în parohie o mică ceremonie în care această tânără, că de data asta vorbim despre o fetiță, practic își va, să spunem așa, se zice, își cere iertare pentru, hai să-i spunem, prostioarele făcute ca și copil, pentru că ea trece într-o nouă etapă a vieții ei, practic viața de adult. Bineînțeles că nu, totuși are 14 ani, dar în trecut, la 14 ani, deja se căsătoreau fetele, da. La 15 aveau deja primul copil. Deci ea trece în etapa aceasta următoare a vieții de adult și pentru asta, cum să spunem, își cere iertare pentru prostioarele sau lucrurile care nu au fost chiar așa în regulă făcute ca și copii. Nu, pentru că nu începe să spună că am făcut cu tare și cu tare, ci le spune doar practic: fraților, dacă v-am supărat cu ceva, vă rog frumos să mă iertați. De acum încolo sunt alt om, să zicem așa. După care această procesiune va veni în biserică, cu preotul, cu părinții, cu nașii, de data aceasta și corul nostru va cânta, deci ei vor fi pe drum. Și în slujbă, ea va sta chiar în fața altarului, singură de data aceasta, pentru că nu mai avem așa mulți tineri. Și într-o ceremonie își va renoi crezul, cum s-ar spune, și acest legământ cu Dumnezeu. Și popa o va binecuvânta, cum s-ar spune, deci preotul nostru o va binecuvânta. În același timp, astăzi, fiind o slujbă festivă, s-ar putea spune că este o slujbă de spovedanie, cum ați spus dumneavoastră, dar în cultul evanghelic luteran nu se spovedește nimeni, deci să înceapă, cum ziceam, să spună că am greșit cu tare și cu tare, ci preotul va întreba: recunoașteți că ați făcut greșeli, vă pare rău că ați făcut greșeli? Și dacă toată lumea răspunde cu da, atunci se vor ierta păcatele și se va împărtăși comunitatea. Deci veți mai vedea oameni umblând astăzi prin biserică, ceea ce e rar într-o biserică evanghelică luterană, dar astăzi se va face și împărtășanie. Bine! Așteptăm să vină... V-aș sfătui să mergem. Da, mergem acolo. Vielen Dank für Ihr Glück. pauză. Bună. Te numește Rebecca Stoica, da, și ai participat la procesiunea de confirmare. Da. Cum a fost? A fost emoționant. Am avut foarte mari emoții și frumos în același timp. Da. Ok. Și acum te simți mult mai bine, bănuiesc. Da. Nu, încă nu simt așa o mare schimbare, dar okay, mă simt mai bine, nu știu. Ok. Am făcut parte și noi din procesiune, ne-a plăcut. Da, mă bucur. Și sperăm că o să mai venim și altă dată. Da. Bine, ne bucurăm pentru tine și îți urăm toate cele bune. Mulțumesc!